trezește-te. Nu vreau să mă trezesc, las-mă să dorm. Păcale, trezește-te că uite râd toți copiii de tine. Cine? Care copii râd de mine? Care copii? E sala plină. Aule, unde sunt și părinți. Dar ce? S-a terminat repetiția? De mult s-a terminat repetiția, a început spectacolul, trezește-te repede. A, uite ce de copii aici și ce de părinți. Bună seara, dragii. Bună seara, dar când ați intrat? Da, bună seara. Am adormit, vai să te obosit, am sfărăit copii? Tare? Cât de tare? Ia, cum am făcut? Ia să vedem, cine mă imită? Cum am făcut? Ia, 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 cum? Așa, tare de tot, nu? Vai, dar ce bine am dormit! Ia, e curat aici la Piatra, am să-ți vină să dorm. Știi ce? Cred că ai nevoie de puțină gimnastică. De gimnastică? Da, de înviorare. Păi văd că ți-e încă somn și a început. Gata, imediat. Hai să facem copii înviorare. Hai. Dar eu nu prea știu să știți să faceți înviorarea de dimineață? Ia, cum faceți înviorarea de dimineață? Ia să vedem. Hai, ia. Hai să vedem voi ăștia față în față. Ia să vedem. Cum faceți? Păcală? Da. Stai să-ți spun ceva. Hai să mergem în culise. Așa. Să lăsăm scena liberă. Așa. O să vină aici Izabela Chitoșca, însoțită de copiii de la clubul Pinocchio. Ei o să-ți arate câteva mișcări pentru gimnastica de înviorare. Ia dar nu oricum, pe muzica lui Marcel Iorga și versurile Monicăi Coman. Hai să mergem! Hai să mergem! Tu ia aminte! Hai.